Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Astăzi este marți dimineață, e ora 7 și eu mă pregătesc să merg la condus și apoi voi merge la muncă. Așa că îmi fac rutina de machiaj de zi cu zi. Prima dată aplic acest CC cream pe care îl știți. Deci m-am îndrăgostit de el, efectiv. E atât de bun. Doar că depinde ce vrei de la el. Dacă vrei să ai o acoperire foarte bună, trebuie să pui un pic mai mult produs. Dacă vrei doar să fie ceva foarte lejer, un machiaj lejer de zi, atunci poți să pui și mai puțin produs. Este ok. Nu știu, mă întoarce răceala, tot mă apasă să tușesc, deși mie mi-a trecut răceala pentru că eu am luat și antibiotic 10 zile, dar nu știu, vremea asta, cum ies afară, eu nu pot să respir pe nas. Când merg afară, merg cu gura întredeschisă, pentru că nu pot respira pe nas, dintotdeauna n-am putut respira pe nas și bineînțeles că trag frig. Mă dor și dinții. Am vreo 3 carii, am văzut. Eu credeam că am doar o carie, m-am uitat mai atent la dinți și mi-am dat seama că am început de parodontoză. Adică la baza dintelui s-a format început de carie. Nu este încă carie, dar nu mai are mult. Și chestiile alea la frig mă dor. Și e destul de nasol. Astăzi, deci până nu dau orașul, tura asta a doua, nu mă încumet să merg în teren, adică nu-mi programez teren pentru că vreau să mă concentrez pe condus. Așa că după ce voi termina ora de condus, fac o oră, 60 de minute, voi merge direct la birou și voi face știri, voi da voci, cam asta fac. Ora normală de condus are 45 de minute de la școală, orele date de la școală. Dar dacă tu vrei să plătești extra și eu am plătit extra vreo 6 ore, atunci ora de condus este 60 de minute pe ceas, o oră pe ceas. Și ora de condus, cel puțin la noi, este 75 de lei. Deci am mai dat 450 de lei pe 6 ore de condus extra. Și sper să fie bine, nu știu ce va fi. Ok, după ce am dat cu acest CC cream, bineînțeles că aplic pudra. Am această pudră de la Rimmel London, Stay Matte, și este nuanța cea mai deschisă. Și la CC cream tot cea mai deschisă nuanță este. Și cu această periuță. Știți că îmi place foarte mult. Am descoperit-o recent și îmi place cum împrăștie pudra. Așa. Și dau cu pudră. Ieri nici n-am mai dat cu pudră. Am mers așa. Doar că nu a rezistat foarte bine machiajul, adică pe la jumătatea zilei deja începea să se vadă, așa că curge. Și am zis că mai bine îl dau cu pudră peste ca să steie mai fix machiajul. Pam, pararam. Am atâtea machiaje și chiar mă gândeam, băi, în viața de zi cu zi, n-ai nevoie de foarte multe machiaje, ai nevoie efectiv de setul cu care te machiezi zi de zi. Adică un fond de ten, o pudră, un fard de sprâncene, un blush, un contouring. Adică nu ai nevoie de foarte multe chestii. Noi cumpărăm, nu știu, așa, din impuls, dar normal nu ai nevoie de prea multe. Și la haine, la fel, nu ai nevoie de foarte multe chestii. Nu știu de ce avem tendința noi, oamenii, să ne înconjurăm de multe lucruri, să cumpărăm așa, nebunii. Dar, de fapt, în viața de zi cu zi n-ai nevoie de multe.
Ok, și acum trebuie să mă grăbesc un pic. Nu o să mănânc cine știe ce dimineața, o să iau doar o felie de pâine cu Kaiser, cât să nu meargă stomacul în gol. Voi folosi această paletă de la Catrice. Și nici nu știu, trebuie să mă gândesc cum mă îmbrac prima dată. Cred că mă voi îmbrăca cu... cu alb și negru. Deci mă voi machia cu alb și negru. Nu am alb pe această paletă, dar voi pune un fel de roz deschis. Voi lua negrul ăsta. Afară e foarte frig și aseară, deci era centrala dată la 23 de grade, 5. Și am simțit atât de frig. Bine, nu mi-a fost frig, pentru că la gradele astea e și normal să nu-ți fie frig. Dar simțeam așa că face cu greu față, încălzește cu greu camera. Pe vremea asta numai teren nu ai chef să faci. Și o să începem. O să începem să facem tot mai mult teren anul ăsta. De fapt, o să dau cu acest auriu. Cu ăsta. Această paletă am primit-o la Advent Calendar. Nu știu dacă aș fi cumpărat-o, dacă nu ar fi fost în pachetul respectiv. Stai așa că e prea mult negru pe pensulă și trebuie să schimb pensula. Mă rog, mie așa îmi place machiajul negru cu alb. Super. Super duper. V-am spus eu că am probleme la condus cu... mi se aburesc ochelarii. Și îi șterg prima dată și apoi pe o lentilă apare iarăși o pată de abureală. Și așa de greu mi este. Pentru că odată ce pornesc mașina și pornesc la drum, nu mai pot opri chiar așa cum vreau eu, doar dacă prind un semafor cu mai multe minute, cu mai multe secunde și atunci am timp să mai șterg o dată ochelarii și mai șterg o dată și iar apare o pată pe lentilă. Cred că lentila aia e defectă, pentru că mereu apare în același loc pata. Acum o să ziceți că da, tu nu știi să conduci și dai vina pe pată. Nu zic că știu să conduc, nu știu să conduc, dar e deranjant când ai o pată pe ochelari. Hai că am dat cu puțin rimel, cred că nu m-am mai dat cu rimel de săptămâni întregi. Nu știu ce mi-a venit acum să o fac. Cred că de dragul videoului. Gata, unde mi-s ochelarii? Nu știu. Gata, cu ruj mă dau la urmă după ce mănânc și asta este machiajul meu. Nu mi-am mai îndreptat părul. Sper să nu arate horror astăzi. Cred că diseară o să mă spăl pe cap. Da, hai că pornim la drum. Ăsta este micul meu dejun, o felie de pâine cu Kaiser și am pus și cremă de brânză. Să avem poftă!
Gata, dragilor, am ieșit din casă. E destul de frig, de asta mi-am luat și căciulă, pentru că ieri nu am avut și am înghețat foarte tare de frig. E zăpadă, e frig, e ger, deci trebuie să ne îmbrăcăm adecvat. Știu că arăt ciudat cu căciulă, dar e mai bine pentru mine, că nu o să mă mai doară dinții. Mă duc la condus. Trebuie să mă întâlnesc cu instructorul. Am emoții. Țineți-mi pumnii. Bună, dragilor! Eu nu știu când am filmat ultima dată, nu mai știu, pentru că săptămâna asta a fost un haos pentru mine și n-am mai apucat să filmez, n-am mai apucat să stau de vorbă cu voi. Am trecut rapid pe la Lidl și am luat această lasagna. Eu am mai luat o dată și vreau să zic că mi-a plăcut și a costat doar 20 de lei. Eu zic că pentru 20 de lei se merită din plin. Imediat o pun la cuptor și o fac și asta o să mănânc în seara asta. Astăzi când vorbesc cu voi este ora 5 și este joi după masă. N-am mai apucat să mai filmez nimic. Acolo am găleata cu apă pentru că, da, mie îmi place să beau apă din găleată mai bine decât din sticlă. O să pun această lasagna la cuptor. Prima dată trebuie să o desfac. Nu este altceva decât carne tocată cu legume și cu brânză, cu cașcaval. Și este foarte, foarte bună. Așa, m-am gândit și m-am tot gândit dacă să vă spun sau nu. Pentru că probabil o să-mi iau mult hate. Dar eu am avut traseul astăzi pentru permisul auto. Și vă spun de pe acum că nu l-am luat. Doar că de data asta m-am simțit, de data asta a fost diferit. Dacă prima dată am fost eu cea care a fost vinovată pentru că n-am știut prea bine, nu m-am descurcat la condus, nu stăpâneam foarte bine mașina. De data asta, după ce am făcut și ore suplimentare, vă spun sincer că mă descurcam destul de ok. Doar că problema a fost, am avut un examinator foarte ciudat, care s-a comportat ciudat și s-a comportat foarte teatral și nu știu dacă să împărtășesc cu voi experiența pe care am avut-o, dar a fost o experiență traumatizantă pentru mine. Eu n-am mai pomenit așa ceva, un asemenea comportament. A fost un comportament foarte urât, dar nu doar că foarte urât. Nu știu, chiar nu știu cum să vă povestesc astfel încât să nu jignesc pe nimeni, să nu se poată interpreta ceea ce vreau eu să spun, doar că asta a fost experiența mea, adică nu văd de ce aș ascunde sub preș dacă asta s-a întâmplat, a fost pe bune. Se pare că acest examinator pe care eu l-am avut este unul mai dificil, în sensul în care nu trece mai nimeni la el și oamenii chiar au depus plângere împotriva lui. Ba mai mult, unii instructori au depus plângere împotriva lui. Mi-a pus frână, o să vă zic doar câteva din ceea ce mi s-a întâmplat. Haideți să vă iau de pe geam, că nu stați foarte bine. Așa. O să vă zic doar câteva chestii. Nu o să intru așa în detalii. Doar că am urcat în mașină. Și stați așa să iau și dosărelul, pentru că aici am notat tot și pot justifica efectiv fiecare chestie care mi s-a întâmplat, pot justifica pe dosar, ca să vă explic așa. Prima dată aici spune folosire incorrectă a treptelor de viteză, deci pentru asta m-a depunctat. Și să vă zic și cum a fost, de fapt. Mergeam și trebuia să dau viteza a treia și din greșeală am dat
a întâia, dar nu aveam viteză mare astfel încât mașina să producă un șoc sau să se oprească și imediat am putut remedia situația pentru că nu aveam viteză mare. La care examinatorul a făcut așa, cu mâinile pe parbriz. Știi? Adică foarte teatral și foarte... Și martora din spate a spus... Să știți că aici în spate nu s-a simțit nimic, nu s-a simțit șocul și nu a fost o frână foarte bruscă. La care el zice, cum domnișoară, dar tu nu te uiți pe unde mergi, dar tu nu te uiți ce faci, și a început predica și nebunia, ok. Trecând peste faptul că am făcut așa, efectiv așa au făcut, cu mâinile pe spate și după aia a căzut, știi? Adică când ai un șoc de ăsta, cazi brusc. Nu, el a făcut așa și apoi s-a dat cu fața de parbriz, vezi, Doamne? Deci v-am spus, a fost o experiență traumatizantă. Eu nu am mai întâlnit așa ceva, n-am mai pomenit așa ceva. Bun, asta a fost situația, m-a depunctat. Eu nu spun că acum acuz examinatorul că are toată vina. Nu, cu siguranță nu sunt un șofer bun. O recunosc și o spun cu voce tare, dar, sincer, mă simt neîndreptățită. Și vreau să expun această experiență pentru că poate ați mai pățit, poate mai dați curaj, pentru că, credeți-mă, pe mine m-a traumatizat și eu nu știu dacă voi mai avea curaj să mai dau vreodată de permis după experiența cu acest examinator. Așa, ce mai zice aici? Executarea incorrectă a întoarcerii vehiculului, bordură față. Ca și când ca am luat bordura. Acest examinator stătea efectiv în intersecții. Trebuia să ies de pe o stradă, în strada principală. Și acest examinator s-a pus așa și se asigura el să vadă. Eu nu vedeam, n-aveam vizibilitate din partea asta deloc. Pentru că el stătea așa și așa, așa făcea. Mie mi s-a spus ulterior că trebuia să-l avertizez și să-i spun că nu văd nimic din cauza lui, din cauza că el se poziționase așa pe parbriz și se uita stânga-dreapta. Eu nu i-am spus și am luat virajul incorrect, mergând spre bordură, nu am atins bordura, doar că el, din nou, cu un gest teatral, a început să strige și să facă foarte urât. Dar eu nu vedeam nici bordura, nici nimic, pentru că el era poziționat așa, ieșit în relief. Deci, mie mi se pare ceva absolut de necrezut. Nu știu. Așa, ce-a mai fost la mine? Nesemnalizare. Ok, hai să vă zic și cum a fost cu această nesemnalizare. Pentru că eu am încercat să fiu foarte atentă, mai ales după prima experiență, după ce am văzut cum se procedează la acest examen, pentru că habar nu aveam. Tura asta am fost foarte atentă, doar că ce se întâmpla cu acest examinator? Spunea foarte din timp, exagerat de din timp, virajele și spunea în prima intersecție, da, facem la dreapta. Bun, și eu așteptam să ajung la momentul în care trebuie să semnalizez și apoi să semnalizez. El vedea că dau să semnalizez, dar exact atunci când eu dădeam să pun mâna pe să semnalizez, pentru că logic știu când trebuie semnalizat, măcar atâta lucru am învățat și eu la școala asta de șoferi și n-am cărat papucii degeaba, exact înainte îmi spunea, dar nu semnalizați, domnișoară? Și de fiecare dată mi-a făcut așa, deși vedea că semnalizez. La fel se întâmpla și în sensul giratoriu. Când intri în sensul giratoriu, dacă ieși a doua, a treia sau a patra ieșire, trebuie să dai prima dată semnalizare stânga și apoi când la ieșirea din sens, semnalizare dreaptă. Ei bine, el îmi spunea, eu dădeam, vedea intenția de a da și că urma să dau, dar el prefera să-mi spună înainte și să-mi atragă atenția. Și pentru chestia asta m-a depunctat. În toate intersecțiile, la toate virajele, la toate semnalizările, așa îmi făcea. Deci la un moment dat îmi venea să îi spun, dar stați un pic, că eu fac, vedeți că vreau să fac, adică știu că trebuie să fac. Nu, am preferat să tac și să iau
de bun ceea ce a spus el, a spus că nu semnalizez și m-a depunctat. Ok. Neasigurarea la pătrunderea în intersecții. La fel, asta se întâmpla pentru că eu mă uitam când mă uitam stânga-dreapta, dar el stătea așa în față ieșit și se uita el prima dată. El se asigura mai tare decât mine și, nu știu, a fost ce mai era. Depășirea vitezei maxime admise. Aici, la fel, e trasă de păr de tot. Trasă de păr. Era indicatorul cu depășirea vitezei și limita de viteză și când treceai de acel indicator. Ei bine, el la limită, tras de păr, că a văzut că, că scad viteza pentru că mă apropiam de indicator, dar la limită el a spus că că nu am respectat chestia asta, deși intenția și acțiunea a fost în sensul ăsta. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Adică eu am dat să am încetinit viteza, urma limita de viteză de 30, doar că pentru că a fost în drept cu indicatorul, mi-a spus că am depășit limita maximă admisă pentru că eu trebuia atunci să scad viteza. A fost trasă de păr, a văzut și martorul că toate chestiile astea erau cam trase de păr. Ce am mai făcut și aici nu scrie, doar că chestia asta a făcut-o și la mine și la colega cu care am dat, la care am fost eu martor, a pus de două ori frână nejustificat. Defectiv, ca să se oprească motorul. De ce? Pentru că acum sunt camere. Și ca să vadă camera că noi suntem, că mașina s-a oprit brusc, să se vadă pe cameră chestia asta, ca să ne poată pica. A pus frâna de două ori, în două situații, și se purta, deci mașina s-a oprit, efectiv, și eu mă uit la el și zic, dar ce-am greșit? Când, nu, mergeți înainte, domnișoară, de ce v-ați oprit? Păi mi-ați pus frână. Nu v-am pus eu frână, domnișoară. Exact așa a fost, de două ori. Și la mine și la colega, tot de două ori. Din câte am înțeles, acest examinator face așa, nu suntem primii, deci nici ultimii probabil. Avea de gând să ne pice și s-a comportat foarte urât. Mi se face scârbă. Nu. Am rămas dezamăgită de faptul că mă simt îndreptățită. Simt că dacă aș fi avut alt examinator, și nu vorbesc de un examinator mai indulgent. Nu aveam nevoie de chestia asta. Aveam nevoie să nu mă încurce acest examinator. Să-și facă treaba, să mă sancționeze acolo unde era cazul, dar să nu mă încurce. Pentru că el mai mult m-a încurcat. Cu siguranță aș fi luat acest examen. Pentru că eram pregătită. Eu consider că toate chestiile astea pe care el le-a scris aici nu sunt justificate. Nu sunt singura, nu sunt nici prima, nici ultima. Nu știu dacă voi mai continua. Mi se pare că dacă toți examinatorii ar fi așa, lumea n-ar mai lua permisul de conducere. Nu. Cum să zic, să-mi pui frână de două ori în mod nejustificat și să-mi spui că nu ai pus frână, adică să dai vina pe mine ca și cum eu aș fi frânat, băi, măcar atâta lucru știu și eu să fac, nu? Știu când care-i pedala de frână și care-i pedala de accelerație. Să faci chestia asta mi se pare, nu știu. Da. Atât apare exact punctele astea pe care vi le-am explicat. Am justificare la toate. Instructorul mi-a spus că eu știu să conduc, nu mai are ce să mă învețe, nici nu mai are rost să fac ore suplimentare, pentru că iată că am făcut ore suplimentare, am dat o grămadă de bani. Bineînțeles, nu spun că a fost în zadar, pentru că am învățat din acele ore suplimentare, doar că nu se merită.
Pentru că cine are să te pice, tot te va pica. Să nu mai spun de comportament, un comportament foarte abuziv și un comportament nevrotic, așa, era nervos examinatorul de la colega dinainte, pentru că a picat-o și pe ea, i-a picat pe toți în ziua aia și cred că îi pică în general și era foarte nervos de la colega și n-a reușit să se calmeze la mine. La mine era la fel de nervos ca și cum eu eram vinovată cu ceva și se descărca pe mine, pe... Nu știu, a și țipat? Adică chiar nu văd sensul de a țipa. Oricât de rău ar fi, să zicem că faci, băi, oricât de rău ar fi cursantul respectiv, depunctează-l. Dar nu urla la el așa gratuit, că suntem toți oameni și chiar nu merităm lucrul acesta. Nu e ca și cum, nu știu, nu... Nu cred că o persoană de genul acesta are ce căuta într-un sistem de educare a oamenilor de a da de permis. Asta a fost experiența mea. A fost descurajant, nu știu. Am ieșit de acolo mască. Pe de-o parte, nici nu-mi venea să... Nu eram dezamăgită, nu-mi venea să plâng. Colega a plâns foarte tare pentru că și ea s-a simțit neîndreptățită și pe bună dreptate. Adică dacă aș fi fost singura și aș fi zis, da, bă, ai o problemă, tu nu știi să conduci și acum dai vina pe examinator. Dar nu, n-am fost numai eu în situația asta. S-a oprit camera. Vreau să zic că toți care au dat astăzi examenul, toți au picat la acest examinator. Așa că nu am fost singura, măcar atât, mă consolează și ideea asta. Eu mai am dreptul să mai dau o dată, a treia oară. Nu mai am ce pierde. Nu mai am ce pierde, deși șansele să iau examenul sunt mici. Pentru că mi-am dat seama că într-o situație de genul ăsta, numai Dumnezeu te poate ajuta, deci... Da, în fine. Haideți că vă arăt lasagna, cum iese. Mă duc să o bag la cuptor. Așa arată lasagna. Am scos-o de la cuptor. Miroase foarte, foarte bine. O să o las să se răcească și apoi o să mănânc. Haideți că eu m-am schimbat, m-am răschimbat. Nu mai înțeleg ce vreau să fac. Sunt destul de agitată după ceea ce s-a întâmplat astăzi. Acum tot ce vreau este să mănânc. Am găleata cu apă lângă și mă gândeam să nu cadă camera. Am pus-o mai departe. Ok, stați așa să-mi iau o farfurie. Și abia aștept. Mie nu-mi place să fac lasagna, vă mărturisesc chestia asta, dar îmi place să o mănânc. Așa că din când în când prefer să o cumpăr gata făcută din Lidl. Să știți că este foarte bună. Bine, nu tuturor le place lasagna. De exemplu, mie nu-mi plac pastele. Lasagna îmi place. E cu carne, e bună. Dar na, acum depinde și de după preferințe. Mie îmi place foarte mult cea din Lidl. E ca și cea făcută în casă. Deci nu e nicio diferență. O să încerc să scot, deși nu cred că pot eu să scot chiar perfect. Dar o să încerc să... Ah, nu, n-am reușit. N-am reușit, dar e bine, lasă că... Vai de mine! Așa. Mamă. Îmi place lasagna din Lidl pentru că e ușor picantă. Și e foarte, foarte bună. Ia să vedem. Că n-am mai mâncat de mult. Să iau o furculiță. Haideți să vă arăt. Așa arată. Bine, nu se taie chiar cum ar trebui, dar credeți-mă că este delicioasă. Și o să facem acum degustarea. Se văd umbre
Nu am lumină foarte bună aici în bucătărie. Dar haideți să facem degustarea. E un pic fierbinte, o să o las să se mai răcească, dar ea e bună caldă. Parcă pare ușor crudă. Blatul ăsta. Dar e făcută, nu? Oare trebuia să o mai las la cuptor? Eu zic că e bună. E delicioasă. Da. E super bună. Asta voi mânca eu în seara asta. M-am apucat să editez videoul aici, în jos, îl editez. Și mi-am dat seama că nu are încheiere, așa că am zis, haideți să o fac aici. Nu mai lungesc încheierea pentru că deja am foarte mult din video. Sper să nu vă plictisesc. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați rămas până la final. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!